Criza energetică va obliga și spitalele să facă economii în această iarnă. Mai mult, managerii de unități medicale au căutat metode de a reduce consumul fără ca pacienții să fie afectați. În Târgu Mureș, de exemplu, s-a interzis folosirea caloriferelor electrice și aerotermelor în cadrul secțiilor. În Sibiu s-a trecut deja la unele secții la energie verde. În schimb, în Craiova au fost reduse sursele de iluminat atât în saloane cât și pe holuri. Colegul meu, Cornel Chituce, a urmărit situația și ne aduce acum mai multe detalii în direct. Bun găsit, Cornel. Ce informații ai? Bun găsit, vorbim despre trei spitale din țara noastră care au luat decizia de a suplimenta alimentarea cu energie electrică, astfel încât să nu fie nevoie să plătească în plus la facturile care vin odată cu acest consum. În ceea ce privește motivele pentru care s-au luat aceste decizii, sunt cele legate de prețurile care au crescut la energie electrică. Dacă stăm să analizăm situația, în spitalul din Târgu Mureș, cei de la conducere au luat decizia de a interzice aerotermele și caloriferele cu alimentare pe curent electrică, astfel încât să nu riște o creștere la facturile de energie. Pe de altă parte, în Sibiu, cei care conduc spitalul județean de acolo au luat decizia de a încerca să suplimenteze această furnizare cu energie electrică, apelând la energia verde, astfel încât au fost montate mai multe panouri fotovoltaice care suplimentează astfel alimentarea cu curent electric. Pe de altă parte, vedem problemele care sunt generate odată cu aceste scumpiri la energie electrică și măsurile care sunt luate în aceste perioade. Vedem faptul că mai multe centre comerciale din țara noastră au luat decizia de a încerca pe cât posibil să intervină asupra consumului ridicat de energie electrică, astfel încât am văzut că încă din zilele de ieri au luat decizia de a micșora programul de lucru. Totodată, unele magazine din țara noastră care ofereau inițial clienților serviciile legate de alimentarea mașinilor electrice, e bine, acum au luat decizia de a închide aceste servicii pentru o perioadă de timp. Pe de altă parte, dacă vorbim tot de despre sistemul alimentar, am văzut că au fost luate decizii legate de vitrinele magazinelor. Mai exact, s-a luat decizia de a micșora intensitatea cu care acestea sunt iluminate.